Fostul președinte al Consiliului Județean, Marcel Popa, va sesiza DNA și forurile antifraudă europene privind proiectul de realizare terminalului T4 de la aeroportul Iași. Marcel Popa a declarat că astăzi a făcut un apel public la instituțiile statului și dacă în termen de o săptămână acestea nu se autosesizează, atunci el va depune plângere la forurile competente în domeniu. A făcut apel public la instituțiile statului pentru a se autosesiza încălcarea principiilor licitațiilor și totodată sunt multe elemente de schimbarea caietului de sarcini și favorizarea unui singur constructor, deoarece sunt elemente respective și pilonii respective erau dați în lucru înainte de a începe caietul de sarcini. Sunt informați că instituțiile statului trebuie să le verifice. Dacă nu se autorizează instituțiile statului, atunci săptămâna viitoare voi depune plângere oficială pentru faptul că este o abatere foarte mare, e furăciune la fonduri europene și este la nivelul autorității de management și a OLAF-ului să analizeze. El reclamă faptul că a fost încălcat principiul licitațiilor și a fost schimbat caietul de sarcini, favorizând un singur constructor la realizarea terminalului. În replică, directorul aeroportului, Romeo Vatră, a declarat că nu a fost o schimbare a caietului de sarcini, ci s-a recurs la optimizarea proiectului din cauza creșterii galopante a prețurilor de achiziție la unele materiale. Pentru ca terminalul T4 să fie susținut financiar de Uniunea Europeană, trebuie să fie definitivat până la sfârșitul anului viitor. Valoarea proiectului este de 350 de milioane de lei. Construcția se va desfășura pe 3 niveluri. Terminalul va avea 7 porți de îmbarcare și 6 porți de acces, fiind al doilea terminal din România. A fost o optimizare de proiect tocmai din cauza faptului că structura metalică presupunea întârzierea termenului de livrare cu cel puțin 4-6 luni și ar fi însemnat ca să nu putem face structura noului terminal mai devreme de 16 luni. Asta ar fi însemnat că ieșim din termenul maximal pe care îl avem de la Uniunea Europeană de 31 decembrie 2023 și riscam să pierdem finanțarea europeană. Nu s-a schimbat firma care execută proiectul, s-a făcut o optimizare de proiect prin care s-a ajuns la concluzia că soluția de a face structura pe beton prefabricat, făcut cu grinzi, cu stâlpii construiți, făcuți la nivel local de către firme locale, este mult mai rapidă și mult mai eficientă din punctul nostru de vedere în condițiile contextului economic actual și generat de acest război din Ucraina.